Iulia Anghelescu ne dezvăluie care este motivul pentru care nu merge în vacanțe scumpe. Mai mult ne spune și cum își învață copiii să fie cumpătați din punct de vedere financiar, așa că haideți să o ascultăm. Cea mai frumoasă vacanță în care ai fost, sau poate cea mai costisitoare, sau poate cea mai interesantă? Cea mai frumoasă vacanță cred că a fost anul trecut la schi în Italia. A fost prima vacanță în care am schiat, în care copiii au schiat cot la cot cu noi. A fost absolut superb. Anul acesta, din cauza că am avut foarte, foarte multă treabă eu, am ratat vacanța de schi, dar ne vom revanșa anul viitor. Asta a fost cea mai frumoasă vacanță, pentru că ne-am dorit foarte mult să-i prinde și pe ei microbul cu schiul și să ne putem da toți patru așa în șir indian. A fost super, cea mai frumoasă. Prefer vacanțele cu copii sau vacanțele în doi? Prefer cu vacanțele cu copii. Simți nevoia uneori să fiți doar voi doi? Acum copiii sunt mari și au camera lor, deci... E ca și cum ați fi în doi. E ca și cum am fi doar noi, da. Ați avut parte și de peripeții în vacanțe, nu știu, poate v-ați pierdut bagajele, poate... Ni se întâmplă tot timpul ceva deosebit. Serios? Da, în ultima noastră vacanță soțul meu și-a scăpat smartwatch-ul de la mână la 7 metri adâncime în apă și a intrat după el și l-a scos. Deci e ok, ne descurcăm noi. Da! Spuneai că cea mai frumoasă vacanță a fost la schi. Eu mă așteptam, nu știu, să spui despre vreun loc din acesta exotic, plajă cu soare. Nu suntem neapărat genul de familie care să-și dorească să meargă în locuri exotice, pentru simplu motiv că eu consider că amintiri frumoase poți să îți faci oriunde te afla. Importantă e compania, nici de cum locația. Sunteți genul de cuplu care, nu știu, nu mergeți în vacanță dacă hotelul nu are 5 stele, dacă nu este lux, sau preferați așa mai... Nu, ba din contră, vrem să învățăm copiii să se bucure și de locațiile care nu sunt de 5 stele. De cele mai multe ori nu alegem niște hoteluri extrem de luxoase doar pentru că noi ne dorim ca Antonia și Mica să... aprecieze vacanța și faptul că suntem împreună și faptul că facem activități împreună, nu neapărat că am mers într-un loc extraordinar. Presupun că legat de acest lucru, de faptul că încercați să-i obișnuiți să aprecieze lucrurile, și atunci când vine vorba de buget, încercați cumva să-i educați financiar. De când i-am născut, ei tot educ. Grumesc. Dar da, deja știu amândoi cam care-i treaba cu banii, cam ce au de făcut, cam cum trebuie să-i aprecieze, cam ce fel de relație trebuie să aibă. I-am învățat să fie și... adică să fie cât de cât cumpătați. Sunt răsplătiți atunci când, nu știu, fac un lucru bun sau iau o notă bună? Nu există răsplată pentru nota bună. Nota bună o ia pentru el, nu pentru noi. Faptul că învață bine la școală, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să aibă și o răsplată din partea părinților, pentru că atunci se va crea un obicei care nu e tocmai sănătos. Noi i-am învățat pe copiii noștri că dacă își doresc să învețe pentru ei, atunci sunt liberi să facă. Dacă vor să fie la un nivel mediu, noi vom fi oricum părinților și vom fi acolo, dar în principiu le-am dat și foarte multe hinturi în ceea ce privește persoanele care, nu știu, citesc foarte mult, au o educație bună, sunt crescuți cu o educație aleasă.